Vineri 23 octombrie au avut loc percheziții de amploare în localitatea Tarcău. Polițiștii și mascații au descins la locuința unui localnic despre care existau informații că ar deține armament, mai multe substanțe interzise de lege, carne de vânat și trofee de vânătoare. Suspectul nu a fost găsit la domiciliu, pentru că aveau informația că ar mai avea arme de vânătoare pe care nu le identificaseră la momentul descinderii. Nu a exclus polițiștii nici ipoteza ca suspectul să fie și înarmat. La fața locului, oamenii legii au identificat un adevărat arsenal: piei de animale, animale împăiate și trofee de cerb, cartușe și cartușiere, arme, capcane pentru animale sălbatice și mai multe recipiente cu substanțe despre care s-a presupus inițial că ar fi vorba despre mercur. De asemenea, ancheta a stabilit că pe numele său nu există emisă nicio autorizație în baza căreia ar avea dreptul legal să dețină sau să utilizeze armament. Suspectul a fost audiat însă abia luni dimineață. De altfel, nu a fost găsit de polițiști, ci s-a prezentat singur la poliție, însoțit de un avocat. În cursul zilei de ieri, polițiștii din cadrul Serviciului de Arme Explozive și Substanțe Periculoase NAMS au luat măsura de ținere pentru 24 de ore a bărbatului de 34 de ani din Tarcău, bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, cât și de braconaj cinegetic. Totodată, în urma extinderii cercetărilor, s-a stabilit faptul că bărbatul mai este bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului materiilor explozive și traficul de produse ori substanțe toxice. Bărbatul va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. În cadrul cercetărilor, polițiștii au găsit și arma de vânătoare deținută ilegal, mai multe cartușe de vânătoare cu alice și glonți, arma fiind fabricată în 1925 în URSS. De asemenea, au identificat peste 50 de kilograme de carne susceptibilă a proveni din vânatul animalelor sălbatice, elemente de muniție și ustensile de confecționat în mod artizanal cartușe de vânătoare, 3 capcane și 2 lanțuri, un dispozitiv de ochire de tip laser cu sistem de prindere pe armă, substanțe toxice, mercur și strihnină, precum și trofee și blănuri de animale sălbatice. În urma extinderii cercetărilor, bărbatul mai este bănuit și de săvârșirea infracțiunilor de nerespectare a regimului materiilor explozive și trafic de produse ori substanțe toxice.